de când s-a făcut privatizarea, facem și în semnțele artificiale la faci, la solicitare și la scroate. Tot aici avem tot ceea ce ține de intervenții pe animale mari, pilă de rabotaj, electrică și așa mai departe, alte aparate. Dar noi am încercat să le punem în dulapuri, să le ținem împrășteate, că este preferabil să le... Deci de acolo condiționăm. Exact, da. Da. Dar noi aici am avut într-o locație a fostei maternități, s-am dezvoltat un dispensar. Partea de chirurgie este aici, bineînțeles, instrumentarul, tot ce trebuie, sterilizator și, cum spuneam, partea de biologie. În partea cealaltă avem o farmacie. Fie sunt cabinete de animale mici care sunt tot așa super dotate, dar pe animale mari nu avem așa ceva. În Cluj.